Informația momentului, domnilor și domnilor, Ion Iliescu nu se mai poate deplasa de o bună perioadă de timp, spun sursele judiciare. Fostul președinte merge doar cu ajutorul unui cadru metalic, acesta este motivul pentru care audierea sa de către procurorii militari s-a făcut la domiciliul său și luni, de chiar de luni bune se întâmplă acest lucru, nu a mai putut veni fizic la audiere la parchetul general, ulterior și chiar astăzi era citat la instanță. Fostul președinte nu a venit și cel mai probabil se va căuta o altă soluție pentru a fi audiat în fața judecătorilor. Tot pe surse, în fața procurorilor, niciodată nu a recunoscut acuzațiile aduse, și anume că, din ordinul său, au fost omorâți și răniți oameni în perioada neagră a Revoluției și că teroriștii ei nu au existat în realitate, ci cei care conduceau armata atunci și politicienii au făcut o diversiune mai ceva ca în filme. S-au găsit, vă rog, domnule Docaru, s-au găsit dispozitive de simulare a tragerii cu arme pentru a fi panică pe străzi. Întrebat de dovezile găsite de către procurorii militari, Ion Iliescu zâmbea și refuza să dea declarații acestor acuzații extrem de grave. Sunt informații pe surse extrem de importante.